Bună seara dragi prieteni și stimați respectatori, suntem împreună cu marele nostru actor, maestrul Florin Zamfirescu Zic eu așa, un patriot, un luptător, un om de lume, un intelectual, un om de calitate care niciodată nu s-a ferit Pe vremuri, erau ani mulți în urmă, nu s-a ferit să-și expună opinii politice, chiar dacă nu făcea politică la un moment dat parcă intrase și în PRM, a avut tot felul de poziții interesante. Sigur că da, era și un sketch foarte drăguț la un moment dat cu Vadim, făcut la un revelion, chiar l-am revăzut într-o zi. Și Florin Zamfirescu astăzi, iată un actor pensionat, deși domnia sa cred că ar putea să facă Multe roluri extraordinare, are și opinii politice și nu poate să stea cumva în afara scenei care, până la urmă, decide tot ceea ce se întâmplă în România. Vorbeam cu domnia sa înainte să intrăm în emisiune de faptul că era ușor nedumerit în legătură cu ce se întâmplă cu Constituția României și cum a fost derulat acest atac, și am explicat pe scurt că. E o șmecherie făcută de parlamentari și de alții de afară care sunt în relație cu ei și care spun că trebuie să prevaleze deciziile cgue ale Curții de Justiție Europene, în fața Constituției, a Curții Constituționale a României, de fapt, și în condițiile astea, sigur că nu va mai face nici cât o ceapă degerată gerată Constituția României. Dar trecând peste acest aspect despre care putem să discutăm, sigur că da, l-aș întreba dintr-un început pe marele nostru actor Florin Zanfirescu ce părere are despre războiul ăsta care se derulează în coasta noastră aici și despre toate poveștile care sunt sățes în jurul lui, ce ar fi mai bine să facem noi? Ar trebui să fim neutri, așa cum mulți dintre noi susținem? Ar trebui să ne dorim pacea sau, din potrivă, ar trebui să fim angrenați în acest război în care ne vrea vestul? Ce părere are actorul Florin Zafirescu? Păi acum sunt doar două teme importante pentru noi românii și pentru România. Sunt doar două teme importante ce se întâmplă și probabil că o să vorbim și despre asta, ce se întâmplă cu Constituția României, că prea multe păreri. Și cum ați spus că, cred că e un cuvânt care se potrivește perfect, șmecherii se practică în jurul acestei Constituția României și a trebuit să discutăm, poate după, întâi vorbim, o să răspund la întrebarea cu războiul. Problema uh, războiului din Ucraina este o problemă care ne atinge pe toți. Nu putem să stăm indiferenți, zicând lasă ei la ei acolo. Mai ales când eu văd că toate țările lumii din partea țărilor democratice, din partea Uniunii Europene, americanii, sunt implicați în acest război. Rușii, pe motivele lor, facem o recapitulare, rușii, pe motivele lor, nu vreau să le discut și nu vreau nici să le apreciez, au sau nu au dreptate, nu știu, au atacat Ucraina. Deci e un război, se numește altfel, l-a numit Putin, operațiuni speciale. Ucraina normal că se apără. Ce să facă? Motivele însă creează păreri contrarii. Și revin și spun, îi privește pe ei. E treaba lor. Mor oameni și de o parte și de alta. Rămân familii. Putem face apologia sau, cum să spun, să descriu Efectele unui război, da? Le știe toată lumea. Faptul că țările europene, în primul rând, și America, în, în și mai primul rând, se implică în a sprijini una din forțele beligerante, putea să sprijine pe ruși. Eu nu, eu nu discut aici, dar faptul că sprijină o forță face ca, de fapt, războiul, văzut din afară, să fie între Rusia și restul lumii. Teoretic, așa, nu, practic așa e. Din moment ce toate ajutoarele de pe lume, toate armele, cele mai sofisticate, poate, sau pe aproape, că eu cred că își păstrează fiecare arma cea mai importantă, nu o scoate încă la nivel. Și nu mă refer la arma atomică, aia nu e necunoscută, e o armă care dacă se pune pe tapet, s-a terminat. Noi, gata, s-a terminat. Un asteroid care lovește Terra, sau o armă atomică, o bombă atomică de actualitate, e același lucru. Adică putem să luăm lângă noi o sticlă de whisky, cum a făcut în filmul melancolie, cum a făcut actorul la Kiefer Sutherland în filmul Melancolie, și să bem până murim, adică să bem să nu simțim că murim. Eu, eu încerc să fiu calm, dar sunt speriat. Și nu sunt speriat că știu că murim toți și eu mor. și nu peste mult timp. Dar avem urmași, avem o cultură, avem oare de ce ne-am născut? Noi ne-am născut ca să murim așa că vreau unul sau vreau doi? Păi, și de ce? Eu dacă vreau să mor, hotărăsc eu dacă vreau sau nu. Eu fiind creștin știu că nu pot să-mi iau zilele. Niciodată, orice ar fi. Rabd. Da. Oricum, omul poate hotărâ să moară, dacă vrea. În Occidentul ăsta mult lăudat, apar și legi de astea. Poate că sunt juste. Pe mine nu îmi duce mintea să-mi dau seama dacă e o lege corectă să-mi pot hotărâ sfârșitul. Adică să rog un medic, domnule, fă cumva să mor blând. Să mor așa în somn. Nu știu. Nu știu. Aici nu e cazul să discutăm. Dar dacă e să mor, eu vreau să mor nu pentru că vrea altul. Și o societate poate să sfârșească. Au dispărut de pe glob Țări întregi. Biblia spune, singurul document care arată că pe tera asta au existat niște, un popor numit Hitiți. Hitiții, nu știm unde sunt. Sunt niște date acolo în Biblie, a existat un popor care a dispărut. Dar au dispărut foarte multe lucruri. Și Veneția stă să dispară, nu? Că se scufundă câte un pic, câte un pic. Că vrea Dumnezeu, că vrea natura, că așa, că nu se poate altfel. Dar un individ care s-a născut, a fost botezat, i s-a dat un nume, a fost educat, dat la școală și prin natura lucru a ajuns președinte, a ajuns, uh, au ajuns președinți, că acum sunt doi, care să ceartă. Păi, Dumnezeu, îți vine să le spui că mai deștepți erau soldații de pe armatele de pe vremuri, când neputându-se învinge unul pe altul, să întâlneau doar cei doi comandanți și să băteau între ei. Cine învingea, ăla era câștigătorul. Nu mai e cazul să moară mii de oameni. Să băteau aia doi. Da, protejau armatele. Păi, deci aveau o înțelepciune, aveau un bun simț, ei aveau motive serioase să se bată și porneau război. Dar la un moment dat, văzând că lucrurile, ori că lucrurile stau rău pentru populație, pentru armată, pentru soldat, păi noi avem un domnitor, e un de cel cumplit, despre care se vorbește mult prea puțin. Ce uriaș domnitor a fost. Și nu se vorbește esențialul, că a tras un tun, că avea putere de bivol, că avea o... Nu, domnilor! El a oprit, a văzut că armata lui, mică, lui armată e pe cale de a pieri să moară până la un și Ei erau dispuși și a zis, nu! Mă predau eu, luați-mă pe mine turcilor și lăsați oamenii în pace. Deci nu s-a bătut cu comandantul turc. Că nu era cazul. Știu. Sigur că sacrificiul ăsta a fost total inutil, doar pentru istorie a fost teribil, fiindcă după ce s-a predat, după ce l-au agățat de un cal și l-au târât și l-au spintecat în două și a murit îngrozitor, i-a omorât pe toți soldații lui, pentru care el se sacrificase. Dar asta e altă discuție, mi-a venit în cap. Că eu Sau exemplul lui Brâncoveanu cu copiii. Ca să nu vorbesc de Brâncoveanu. Eu acolo, la Brâncoveanu, am niște îndoieli, am niște bănuieli și nu vreau să pun uh, umărul la demolarea unui mit. Nu vreau. E așa cum se spune și gata. Dar la eu Vodă văd de cel cumplit, el e nedreptățit pentru că se vorbește de el atât de rar și atât de puțin și atât de neimportant pentru ce a făcut omul ăsta și ce a fost el în realitate. În sfârșit, ne întoarcem la război. Război au mai fost. Eu m-am născut după ultimul război, război serios, mondial. Așa război au fost tot timpul. Ce? Acum ne frământă, ne simțim speriați că e război dar când a fost acum puține ani în Siria și când au fost uh, emigranți de acolo și oameni distruși, vorbesc de oameni, nu de politică. Că fiecare are gândul că să-i cucerim, că să le luăm val banii, să le luăm subsolul, să le luăm... Uh, unii spuneau că România este protejată și o spun pentru ca să știe toată lumea care ne aude că România a fost protejată în ultima perioadă de faptul că am fost lași și am cedat tot ce ni s-a cerut, ca altfel ni se luau cu forța. Deci, există un. Ce? Există o problemă aici. Da, am fost lași, dar România n-a fost distrusă ca Iugoslavia. Sau încă n-a fost. Pentru că cei care iau, care au luat, au jupuit. Uh, România mi se pare un hoit uh, pe, din care se smulge câte o halcă. Cei care au luat nu se opresc aici. Și nu se vor opri până când nu ni se ia și sufletul din noi. Și atunci întrebarea este de ce să fim lași. Dar deocamdată aș vrea să mă întorc. Și să spun că nu e cazul și încă nu e cazul, încă putem să oprim, nu știu cum, rugându-ne la Dumnezeu, mergând toți la granițele României, făcând gesturi care să fie unice în lume, care nu s-au mai făcut, dumne? ca să oprim acest război, nu să sprijinim. Domnul Dâncu și-a dat demisia. Lumea trece cu ușurință peste acest gest. Nu trebuie trecut cu ușurință că omul ăsta știe ce a făcut. N-a să știe facă un compromis, ziceți? Știe în ce nu s-a băgat. Uh -huh. Adică a zis, probabil, domne. nu vă supărați, dar eu aș fi făcut la fel. Nu vă supărați. Semnătura mea nu vine aici. Nu se pune pe treabă asta. Acum, nu contează că eu sau altul. Nu, dacă iese să se întâmple o nenorocire, mai că nu contează. Dar, totuși, în fața lui Dumnezeu, contează. Că dacă nu credem în Dumnezeu, nu contează nimic. Nici viața nu contează. Ce dacă? Să nască alții. Nu va pieri omenirea. Dumnezeu, ne jucăm cu focul cum n-am crezut. Eu mă gândeam, am depășit 70 de ani și mă gândeam, domnule, cum s-a întâmplat? mulțumesc pentru puțin. <laughs> cum s-a întâmplat, cum nu s-a întâmplat? Eu n-am prins în Europa război. Au fost, a fost în Iugoslavia și au bătut joc de sârbi. Eu, eu, iubesc pe sârbi extraordinar. Eu iubesc da. și pe unguri ungurii sunt înrăiți, noi cu ei suntem dușmani pe veci din cauza, din cauza sărăciei, domnilor. Nu suntem dușmani din cauza bogăției. Suntem săraci lipiți și ne uităm fiecare dacă Transilvania era la noi, la unguri. Aveam și noi niște munți. Ei n-au decât muntele Ghelert. Ei n-au decât câmpii, pusta, mai maghiară. Asta le-a plăcut când au cei cu șapte săgeți sau câte săgeți. Au ales pusta, că pot să facă tururi cu cai și cu nu știu ce. Mai glumesc acum, că singura soluție salvatoare este să mai și glumim. Dar eu iubesc poporul maghiar pentru pentru demnitate, pentru orgoliu, pentru mândrie. Nu te poți juca. Ei cam calcă mândria noastră în picioare și a fost odată o a fost odată o punere la punct când pe Parlamentul unguresc a târnau o pincă. Adică eu zic să nu mai fim așa mândri unii față de alții, să fim mândri cu noi să ne iubim ce avem și să... Da, au fost momente când ni s-a luat din trupul țării câte o parte. Și ungurilor li s-a luat. Ucraina, adică comunismul a luat. A luat din România. Prostul ăsta că nu știu cum să-i zic așa. Ori e prost, Zelenski ori face pe prostul. Cum să spun că noi românii ținem sudul Maramureșului. Că e al lui. Păi, dar Nordul cum e al lui când are, avea, nu știu cât mai are, 500 de mii de români acolo? Era al lui? Sudul lui e al nostru, nu Nordul nostru e al lui. Dom'le, al lui, al lui nu e nimic. Da. Al lui e nevastă al lui și copiii lui. Ce să fie al lui? Cum nu e al meu? Eu sunt al țării astea. Eu o apăr pentru că sunt al ei. Și vă, vă spun ca să, ca să nu stârnesc dileme. Eu dacă aș fi rus, născut rus, pentru cultura rusă, pentru țara care este, eu aș fi de un patriotism cumplit. Deci, firea mea e să fiu patriot, adică pe dumneavoastră știți, vă spun poate o noutate absolută. Dumneavoastră știți, după cine după părerea mea, cel mai mare patriot român? Cel mai mare patriot român. Da. Nu o să vă gândiți, nu aveți cum să vă gândiți. Greu, vă gândiți... greu să. Păi da, vă gândiți poate la Bălcescu, la Coșbuc, la Ceaușescu, unii spun, da. Nu, domnule, e cel mai mare patriot român și care este ar trebui să fie un exemplu al tuturor românilor. Și nu numai, al locuitorilor din România este Ciprian Porumbescu. La, el a murit la 29-28 de ani. Un geniu. Știm că era un geniu, că a dat dovadă, dar n-a trăit. A murit bolnav pentru că a fost niște luni de zile într-un beci ținut în pușcărie pentru că a fost unul din revoluționarii români care au făcut. Ciprian Porumbescu a fost la satul ăla, care acum se numește Ciprian Porumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, care se numea Doamne, cum se numește? Spun imediat că vine, dar nu vine așa imediat. Acolo este mormântat morm și familia Porumbescu în curtea bisericii din comuna, Sunt stat aproape statui crucile lor ale întregii familii, cu tricolorul, cu citate, cu, cu citate din, din al nostru steag, nu știu din ce cântece ale lui, porumbesc și așa mai departe. Eu am ocolit crucile cu camera video cu care filmam și am ocolit crucile și m-am dus în spatele de mormint, mormintelor. Preoți, toți, porumbesc cu familia Porumbescu. Nu să știți că în spatele mormintelor este că era normal. Steaua lui David. Și că numele lor adevărat pus din corectitudine, pentru că ei și-au schimbat numele, era Golembiovski. Duceți-vă că am fost de două ori la... Am avut senzația a doua, după 20 de ani, după... eu am filmat asta, după 20 de ani, că, ajungând din nou acolo, m-am dus să văd, se pare că au început să dea cu mistrie și să stupe, da. E greu să ștergi niște urme în piatră, chiar dacă le-ai le astupat cu... Deci, Golembiovski și steaua lui David dovedește că acești oameni, veniți părinții, bunicii, erau, creș erau evrei creștinați, veniți din, spre Polonia de, unde, de undeva, Porumbescu s-a născut în România, dar ei la bunici, și preo erau preoți, iar Ciprian Porumbescu n-a avut nicio legătură și niciun semn care să dovedească că el s-ar simți altceva decât român. De ce? Pentru că e născut pe acest pământ, hrănit pe acest pământ și Cultivat, adică mers la școală, educat pe acest pământ pe care l-a iubit și pentru care și-a dat viața. Eu nu văd asemenea gesturi cu cei mulți care sunt născuți pe acest pământ, care nu cunosc patriotismul și se gândesc doar să vină să. jupoaie ce pot și ei să ajungă milionar, miliardar, să se ducă. Ciprian Porumbescu este cel mai mare patriot român. Nici măcar că porum cum s-a schimbat, gândit, cum s-a schimbat domnule, numele? Că era, nu era Gol, Golumbiovski, numele, era Golem -Biovski. Deci s-a modificat și au zis, domnule, bă, bă, punem un nume românesc, rom, por, Porumbescu, de la porumb, de la Porum, de la Porumbescu. Cum să nu stimeze asemenea spirit? Cum să nu stimezi să te înclin până la pământ? Și au fost mulți care nu s-au născut în România urând-o și uitându-se înapoi cu mânie au fost foarte mulți, de multe naționalități. Și poți, nu m-am gândit că vine ideea asta, să vorbesc acum despre asta, că făceam o listă, ca să vedeți că se poate. Da, și eu sunt de altă naționalitate, pot să zic, că bunicii mei erau greci, fanarios, ce știu, erau preoți, tot preoți. Se numeau Mirodot, din partea mamei, sigur. Dar eu sunt român, domnilor. ăsta e pământ. Eu am fost în Grecia. N-am simțit nimic, n-am vrut nimic, n-am gândit. Cineva mi-a zis, de ce nu faci? Că poți să obții cetățenie, că de, ai și tu. Ce vorbești, domnule? Păi eu unde sunt născut? Eu unde am mormintele? Eu n-am numai mamă, eu am și tată. Dar nu contează și mama mea cât a trăit să a considerat româncă. Și sunt atâția și mai ales dintre cei umili. Oameni de jos, oameni normali. Dar și România este locuită de foarte multe și să simt acasă și sufăr că sunt în pericol familiile și țara. Patriotismul nu este... Știți, noi cădem în capcana Celui care are, să zicem, o haină mai frumoasă decât alții și din video și din jur râde de el. Ce haină ai, bă prostule, ce te-ai înțolit, ce împopoțonat ești și prostul vrea să-și să arunce haina aia, că râde lumea de el. Mă copile, ea ar vrea tot să aibă o haină ca tine. Sau o pălărie ca tine. Și fac mișto că s-au prins. Că ca ești vulpea. slab. Că ești slab. Că ești prost. Cum, cum, să râdă de tine că ești patriot? Păi hai să râdem unii de alții că ne iubim mamele. Bă, ce bă, prostitut. Asta e maică ta? Păi tu știi, uite ce mamă ai, mă. Și el încet, încet poate să fie atât de dobitoc că să se jeneze cu maică sa. Care l-a dospit. L-a dospit pe el. El nu exista, nu avea cum. Și începe să-i fie rușine cu părinții lui. Fără îndoială că părinții știu una mai puțin decât știu eu, adică decât copilul. Copilul e mai actual, mai învață mai mult, dar asta nu însemnează că rădăcina aia din care te tragi tu. Eu am asistat, l-am cunoscut pe tatăl lui Adrian Păunescu. Era foarte înalt, slab, foarte slab, cu părul alb și bătrân. Și venea deci că nu mai avea soție, și eram în cenacul flacăra. Și venea domnul Păunescu cel bătrân, nu vorbea cu nimeni, nu se băga, stătea cu minte. Îl, îl punea, să, îi dădea un loc în sală, la cenacul, și stătea acolo. Și am, ne-am întâlnit și după cenacul și am vorbit puțin cu dânsul. Și era așa un om liniștit, așa. nu venea să cred că avea un copil cum mie era Păunescu. Dar era un om aproape țăran. Era, după îmbrăcăminte, că după vorbă și după aia aproape nu am vorbit. Nu nu știu. Nu m-am dus eu să-i fac test. Dar deci... sigur că multă lume o să vă întrebe acum despre Vadim. Pentru că a fost o perioadă în care ați fost foarte apropiat de, de Vadim Tudor. Uite. Și Există, iată, un filon, dacă putem să-i spunem așa, vadimist, care e foarte exploatat în această perioadă și în online și uneori chiar la unele televiziuni Oamenii își aduc aminte de tot felul de vorbe, de maxime, de butade, de pilde și chiar de informații pe care le dădea Vadim Tudor până anii 2000 sau chiar mai târziu și care abia acum încep să se adeverească unele dintre ele și atunci nimeni nu îl băga în seamă. Și uh, am văzut mesaje ale unor uh, telespectatori de-ai noștri care uh, ne sugerează să ne povestiți ceva despre Vadim Tudor. Știu eu, vreo întâmplare care va rămas așa, ceva mai deosebit. Păi, păi uite, uh, mi-ați adus aminte că trebuie să vă corectez asupra unui lucru. Deci, Vadim, întâmplător, că eu am aflat asta, cred că în anul când el a murit. Eram de aceeași vârstă, născut în 49. Eu credeam că e mai bătrân. De ce? Pentru că avea mai mult aplomb, era un om lat, citit, cult, extraordinar. de Am vrea noi să fim așa. De cultură dar el cultura se manifesta și pentru că avea o memorie extraordinară. Așa, eu și eu am citit mult. Enorm am citit. Și mai citesc. Dar nu țin minte așa exact cum ținea el. Adică, da, avea spunea. această calitate, da. spunea data nașterii cu tare, în anul morții, al personalităților. Dom'le, era Vadimiro. Regretul meu este că l-am cunoscut personal doar atunci când am fost cu el pe scenă, cu cruduța pe scenă, în show astea. Eu nu l-am cunoscut personal, deși puteam să facem armata împreună, că a făcut-o tot acolo, l-am întrebat și a făcut-o cu un an înaintea mea. Eu am făcut-o târziu, la 27 de ani, pentru că eram actor și mă prindea când mă chema, mă prindea totdeauna la vreun film mare, adică eram băgat în... și să-ți băteau ăștia la alții, nu mă las să, să mă amâne ca să termin filmul. Că îi încurcam. Până când am prins un moment, aveam 27 și am vorbit și cu directoarea de la Giulești, doamnă. mă duc în armată că nu se poate că joci în 4-5 spectacole. Nu știu, doamnă, dar nu mai vreau să o fac. Că se făcea până la 54, deci nu. O amânam degeaba, că tot trebuia să o fac. Și până la urmă, doamna Deleanu, prin autoritatea pe care Dumnezeu să o dignească, pe care o avea, a reușit să mă facă să fac armata în București. Nu l-am cunoscut pe Vadim, care a făcut armata tot în București cu șase lui înaintea mea. Asta e. Deci, eu nu am fost prieten sau cunoștință cu Vadim. Nu știu cum s-a întâmplat că ne-au chemat la două schèciuri unul ăla care eu jucam chipul un ungur, mai știu două, trei cuvinte ungurești, că mi-a fost foarte greu. Nu știam cuvinte. Și când el, cu masa aia, când schimbam da. masa, și altul cu cruduța. Altceva n-am avut cu Vadim. Schimb de vorbe, schimb de experiență. N-am fost în preajma lui. N-am fost cu el măcar o la o băută, să stăm. La cenacul flacăre, am fost 10 ani în cenacul. Dar el nu avea, nu venea. Cred că nu eram în relații bune cu Păunescu atunci. Că ei se concurau așa. Iar în PRM, după ce a murit Vadim, eu am făcut parte din grupul pentru România, care e altceva. Și noi am hotărât acolo în PRM, acum numai un secret, că eram vreo 25-18 am hotărât să ne punem 200 de de semnături, noi nu aveam cum, ca să candidăm la alegerile care urmau, și să ne punem sub umbrela unui partid. Nu eu am umblat, ci membrii ceilalți de la GPR au umblat la PSD. PSD-ul a zis, nu, no, nu, no. mi-au zis că au umblat la multe partide au bătut la ușă, până când unul din ei a ajuns la PRM și era domnul Popescu. Nu știu dacă era el vicepreședinte interimar, ci că ar fi și murit Dumnezeu să-l ierte. Domnul Popescu și cumva. Și a venit la discuție cu prm, cu PRM A venit din partea prm la discuție cu noi, cu grupul, și a zis, domnule, voi iau pe toți sub umbrela PRM. Nu trebuie să vă înscrieți în PRM sunteți simpatizanți, nu știu, vă trecem pe listele noastre. Ei aproape erau desfințați, aproape n-aveau candidați. Era după moartea lui Vadim ca dovadă că prm acum e la pământ. Nu? E. Încet, era în cădere. Dar încă, era la, încă avea dreptul, nu știu cum. Avea în județe câteva fi, multe filiale și, și așa am candidat. Dar n-am fost membru PRM. E de ajuns să, o prostiuță să, să, să pune ca o muscă pe vârful nasului și toată viața te face și statuie cu musca aia. Să poate. Să te culteze unii cu o cu muscă pe nas. <laughs> Că un fotograf odată te-a fotografiat când bei o cafea și tatăl era o muscă aici, așa, așa ai rămas. Da, <laughs> se poate se poate. Nu știu ce să zic mai mult. Eu n-am fost niciodată membru PRM și ca să vă spun pe dreaptă, eu am fost din 1967 membru de partid comunist. La ședințe mă tot nu îmi trecea prin cap că va pica comunismul ca formă de atunci. Și la ședințe mă gândeam, doamne, când se vor termina cu vicleimurile, nu cu vicleimurile, asta a zis o revengiu. cum se va termina cu liturghiile astea, domne? că ne, ne, adunam la teatru unde trebuie. Eu lipseam mult și cea toare, și o am fi, vezi că ai ca în lipsit, domnule, mai vină pe la ședințele alea, mă duceam, ce te fac? când puteam. Și mă gândeam, doamne, când s-a sfârșit toată viața mea, o să trebuiască lunar să stau la ședință de asta? Și a căzut, și a căzut comunismul. Și când a fost să cadă, atunci m-am dus la ședința ultimă, că poate lumea și amintește, um, s-a făcut repede, în 23, nu știu cât, ședință de partid, să se ia măsuri cu Timișoara, că ne, ultima zbatere. Și eu m-am dus, am luat carnetul de partid și am zis, adică m-am dus cu că îl predau și zic, domnilor, tovarăși, eu nu sunt pentru așa ceva, aud că se trage, aud că nu știu, și îl predau, măcar să predau, să am o atitudine. Și când mă caut în buzunare, mi-am uitat carnetul de partid acasă. Și n-am mai avut ce să predau. Am vrut să fiu și eu dizident. Dar mă sculase, mă scrisese la cuvânt. Că deci vreau măcar să... în ultimul moment atunci să... Exact. Și eu m-am un Unde e? Unde? L-am uitat pe masă. L-am pusesem un pic jos și m-am plecat grăbit și emoționat. Și am uitat. N-am avut ce să predau. Da. În alte partide nu mă mai înscriu. Aviz amatorilor. Mă caută, mă curtează, niște persoane la care țin. Îi aud, vor. Am văzut-o pe șoșoacă vorbind la dumneavoastră aici și mi-a plăcut. Fără limite. Fără limite. E o, fe... e o femeie foarte puternică, avocat de meserie, deci cunoaște politică, cunoaște ițele, pe care eu habar nu le am. Eu nu știu nici ce înseamnă Curtea Supremă sau ce, nu știu, mă iau așa după alții. Dar uh, și că s-a impus urlând la public și făcând niște scandaluri cu vaccinurile de te și speriai și lumea a pus, a prins așa o, o spaimă, zice băi e nebună sau este e de mahala, este dar după aia, ușor am descoperit-o, inteligentă, știe să pună punctul pe ei, știe să pună oamenii la punct. Eu mă știu cu ea dinainte de a fi în Parlament. Dar ce vina am? Sau ce vină are ea? Deci ne știm. Și vorbim și i-am spus, Diana, ești de excepție dacă îți păstrezi. Deci tu poți să fii forță poți să jignești, poți să pui la punct, nu o mai îndrăznește nimeni să ridice vocea la tine. Dar tu, dar tu acum, fi cum ești în ultima perioadă. La emisiunea cu dumneavoastră mi-a plăcut fără margini. O admir și o urmăresc. Ea face o întâlnire acum în un congres și i-am spus că nu pot să vin. Nu pot, nu mă întrebați de ce, că am și eu pe ale mele și nu pot. E un motiv personal. O, mă gândeam că veniți acolo. Nu, e un motiv personal, dar nu pot, mi-e impos Oricând altcândva, dar nu pot atunci, în 27 și până în 48. Nu pot. Dar uh, o urmăresc, nu mă voi înscrie niciodată în partidul ei. Nu mă voi înscrie SOS România. Nu mă voi înscrie niciodată în alt partid, alte partide. Oamenii sunt mulți patrioți în țară și sfatul meu ar fi să nu se mănânce între ei. Cei care dovedesc patriotism și vor să salveze România, vor să facă ceva, să se unifică. Aceștia care se selecționează aici, colo, vârfuri, să se caute unii pe alții, să lase la o parte orgoliu, eu sau deloc. Domnule, Pune-te în slujba ideii astea de libertate, de salvarea României, că acum nu mai e vorba de altceva. Acum s-ar putea să fie vorba de mult mai mult. Salvarea vieților. Că ce ne așteaptă și ce să mișcă în fiecare zi. Sunt măceartă și nevastă mea. Sunt încordat și mă uit și ascult știri și judec și eu. M-am spăimântat demisia lui din Domnului Dâncu Ziceți că se ascund treburi grave În spatele acestei demisii Bineînțeles În aceeași zi se anunță că Nu știu câte avioane spaniole Vin în România Avioane de atac În aceeași zi se anunță că nu știu câte divizii De francezi, de soldați Vin în România Păi dar nu România e în război Și a doua Domnului, zi a doua zi se întrunește CSAT-ul, adică azi? Păi da. O fi vreo coincidență? Cine crede în coincidențe în perioada asta... E pierdut. E, e dulce copil. Poate că <laughs> e bine să crezi în copil. Poate că e bine. Ești liniștit. Știți? Am fost acum... Am și eu o fată, o familie, am nepoți, am... Și am fost pe la fică mea și la ginerii mei și la cei doi copii care sunt la școală și sunt dulci ca toți copiii sunt minunați și am aruncat așa niște vorbe. Voi știți ce s-a... N-au auzit nici de demisie, n-au auzit nici de... Ei muncesc. Ștefana da. e profesoară și muncește. Muncește. Și nu fac politică acolo. Ei muncesc fac carte. El, ginerii meu, este designer vestimentar. El pictează, face modele, să bate concurențial, să facă expoziții, să trăiască oamenii. Și ei, na păi câți ca ei, câți ca ei credeți că sunt? Nu știu, poate că e mai bine. Poate că e mai bine că au, pot pune capul în pernă să doarmă. Dar eu știu dacă e bine. Oricum, noi acum, nu avem ce face. Ce să fac? Mă duc eu la Botoș, la graniță acolo, mă duc să... Eu pot să lupt cu armele mele, mai ales la vârsta care o am, că eu am făcut armata, dar am depășit vârsta când mai pot fi în cartiruit sau cum se cheamă. Da, mobilizat. Ce să mai fac? Ce mă fac? Că nu m-aș da înapoi, nu m-ar fi dat înapoi. Nu, nu, orice ar spune și nevastă și cu... Domnule, nu pot să mă gândesc și am în cap amintiri și o iau ca o speranță, o iau ca un sprijin. Am, Mi-amintesc ultimele cuvinte ale lui Ceaușescu la proces. Nu știu dacă v-ați sesizat. Va trăi România și poporul român liber. Asta a spus. Înainte a spus, ia, I-am avut și i-am avut în mână, dragă. Așa e zise. Da. I-am avut în mână. Și după aia, dintr-o dată, parcă a fost iluminat și a zis, va trăi România și poporul român liber. Acum, noi știm că Ceaușescu, de fapt, noi, ca a spus odată, vorbind despre Ceaușescu, eram împreună și ne-a zis, dragă, se zice că are geniu, că este gen... Nu este genial. Nu e deloc geniu. Zice, el nu are inteligență. El are, el are viclenie. Ori vulpea e vicleană, dar nu are geniu. Vulpea nu poate avea geniu. Deci el este, are o viclenie să rănească și să uită și zice una face alta, zice semnalizează dreapta face stânga. S-a plimbat cu Regina Angliei, a reușit să-i păcălească pe toți. Da. Și bine a făcut. I-a prostit pe ruși ca să-i fie bine, după aia s-a dus în vest, i-a și pe aia. Corect. știa cum Corect. să o joace. Jalona, așa, nu? Ce i-a lipsit lui pentru că patriot avea mai mult decât îi trebuie, patriotism, ce i-a lipsit a fost iubirea de popor. Poporul pentru el a fost ca niște cai înhămați. Noi toți am fost niște cai înhămați la caleașcă biciu pe cai, să tragă cu viteza cea mai mare. Caii erau buni, trăgeau bine, au construit lucruri extraordinare. A industrializat că n -au știut, România. Că n-au știut să-și păstreze poporul acele lucruri extraordinare. În 90 trebuia la fiecare fabrică românească să se adune cercul de salariați în jurul fabricii și să nu lase pe nimeni să se apropie de fabrică. Fiecare fabricuță trebuia să-și aibă uh, apărătorii. Iar dacă e să o spunem pe dreapta, acum, când uh, în 1990, mai ales noaptea, plecau de Eu țin minte că ieșeam, am fost la mitinguri maraton, am fost când vedeam pe, pe Bulevardul Maghieru sute mii de oameni defilau în tăcere spre Piața Unirii era un masiv corp de muncitori, de oameni nu strigau o și nu făceau, defilau și eu mă întrebam Dumne, ce fac ei Păi fiecare grup din ăsta trebuia să se apropie de o instituție importantă a țării și să o golească de cei care o ocupau. Atâta trebuie să facă. S nu punctul nou de la Timișoara sau 8, lustrația, trebuia făcută pe viu, scoși, scoși. Nu o să-i omoare, domnule să-i lege cu sârmă de mâini și să-i scoată, să, scoate, să ducă acasă. Plecați de aici. Dispăreți. Să-i răspândească, să-i împrăști, să nu mai calce acolo niciun eșalonul doi. N-au avut ideea asta. Defilau. Defilau, defilau. Nu trebuia dat foc, nu trebuia nimic. Acum e foarte târziu. Acum Cred că e cel mai bun moment să ne întoarcem la Dumnezeu. Altă șansă nu mai avem. Orice s-ar spune, orice vin de peste graniță fel de fel de deștepți, ne dau sfaturi, ne dau lecții, ne acuză că nu folosim săpunul sau și dar toate bolile care ne-au atacat nu vin de la murdăria, Țărilor socialiste, fostelor socialiste. Vaca nebună vine din Anglia. Nu de la aia care nu se spală pe mâini când mulg lapte Dar știți că propaganda altă. lor, domnul, maestre, propaganda lor le sugerează tot timpul că tot răul vine din Est. Eu m-am dus în Statele Unite. Cu mulți ani în urmă, prima dată cred când am ajuns, dacă nu mă înșel, în 2004 sau 3, nu mai țin minte, cam atunci era cu treaba, cu boala, vacine bune și aveam niște conserve și unele erau de vită. Și m-au oprit la vamă și mi-a spus că atunci se ajungea relativ mai greu în America. Abia am reușit să iau o, o viză. Și am ajuns acolo și m-a oprit și mi-a luat toate conservele. Și a zis că nu sunt astea, că sunt de vită și eu vin din România și din România provine boala vacii nebune. Și eu le-am spus, pardon, ia vezi că vine de Marea Britanie. Nu e adevărat. Poate vă oprim aici, poate vă oprim aici și vă trimitem înapoi acasă. Și când am auzit, am tăcut naibii din gură. Păi Vame și -aia de la american nu te pot spune. Sunt atât de aroganți, atât de plini de ei, au atâta tupeu, stau oamenii indiferent de unde vin, ore întregi după ce coboară din avion, nu ai voie să-ți folosești mobilul și tot felul de uh, aroganțe și de tupeuri și am zis mai bine să stau cu minte că era prima oară când veneam și eu prin America, nu știam despre ce este vorba, dar cât tupeu aveau să situeze originea Bolivacii Nebune în România incredibil. Da, iar aviara vine dintr-o țară ultra civilizată, din Taiwan, din ceva din zona aia. Eu am fost și extraordinară țara pe care vă vor, nu, aia pe care o vor uh, chinezii acum înapoi. Da, Taiwanul, da. Deci, e... și... bolile astea, dar, dar, de unde paștele mă, si vine? Că nu vine de la noi. Și covid -ul. De unde vine covid -ul? De la chinezii care în piață mâncau moluște sau ce mâncau, nu știu ce făceau cu liliecii, ca după aia să dovedească clar că este dintr-un laborator. Dar noi suntem. De fapt, suntem într-o luptă continuă între noi. E o luptă continuă între noi și autorități. Autoritatea lumii. E o luptă continuă ei ne, 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 ne joacă, se, nu, nu, mai crede nimeni în ce se afirmă, că e de la, că vine, că vor să fac, nu mai crede nimeni. Noi auzim și ne dăm cu cotul, zic, bă băiete, lasă-i să vorbească prostii, că dar ne-au încălecat, ne-au terminat, ne-au... Nu știu ce o să facă fără noi la urma urmei. Bun, suntem prea mulți pe glob, dar cine, Cine îi dă ăluia care a reușit să fure miliarde, bilioane, cum să numesc, să judece el? Păi să moare el primul. Și cu familia lui. N-am nimic împotrivă. E un exemplu în teatru. George Vraca a fost directorul teatrului Notara cât a trăit. Și de la Partidul Comunist a venit o dispoziție să micșoreze schema de actori, reducere cu 10%. Și el a luat lista, i s-a și dat lista pe cine să scoată. Și el a luat, trebuia să o semneze atât, ca director. Și el a, a luat lista, s-a uitat pe ea, da, sigur, sigur, trebuie. Doar că și-a scris în capul listei George Vraca și a semnat-o. Da. Păi așa, da. Cine mai face maestre astăzi așa. Păi eu ce zic? Adică, domne, ești îngrijorat de de tera. De exemplu, domnule, omoară tu familia și, în ultimele cuvinte, ia-ți adio de la lume și omoară-te. Suntem prea mult, dragă. Nu încep cu tine? Câtă generozitate așteaptă de la noi toți să stăm cu mâinile încrucișate și să presare peste noi chem uri Dâre de fum, era odată aici, am văzut în Dumne, era un caroiaj, așa era, de dire. De unde circulau avioanele alea? Și cum nu se lovesc în așa, se încrucișeau. Fără, nu, merge, nu, mergeau drept, nu, dar mergeau așa. Adică exact, erau, da. erau în toate Dar unde se duc, domnule? Și câtă benzină au? Cherosen, da. Din cel mai rafinat și cel mai scump? Și să mai vorbim. Și uh, ziceați că bănuiți o chestiune care miroase foarte urât în spatele demisiei lui Dâncu. Credeți că da, da, da. Dâncu n-a vrut să intre România în război? Și de asta l-au executat? Dat fiind și declarația nu, anterioară? Nu, pe știu, care el, o... el -o, eu nu pot de unde să știu eu. Po pot să spun despre ce mă tem eu? Mă tem. Da. O să fie opinie, așa. da. Am o întrebare. Cât mai durează emisiunea noastră? Cât vrem. Da. Și Dar cât puteți cât pute sta dumneavoastră lucru. cu noi. Publicul nostru se uită. Sunt aproape 4.000 de oameni pe secundă care se uită acum la noi. Vă și, în Facebook, și, în... și în Facebook. Mulțumesc tuturor. Îi salut și îmbrățișez. Și stați un pic, că aș avea, mai aș avea de spus niște lucruri, dacă mă lăsă. Dar am o problemă. Eu văd că telefonul meu trebuie să aducă încărcătorul, că și să duce. Și da. ne, întrerupe, ne întrerupe el. Păi da. Poți să puteți pune o pauză sau ce știu Nu, vorbesc eu până când aduceți dumneavoastră încărcătorul da. și îl la încărcător. Eu zic că două minute. Da. Ocazie cu care o să întreb și eu telespectatorii noștri dacă vor să-i pună anumite întrebări maestrului... Florin Zamfirescu, dacă vă promit că majoritatea întrebărilor pe care voi vreți să le puneți o să îi le punem maestrului pentru că domnia sa este o enciclopedie, vă poate spune iată foarte multe lucruri interesante și este o abordare diferită, motiv pentru care am și dorit să-l invit și o să mai avem, sigur că da, asemenea invitați, după cum vă amintiți bine, l-am avut ca invitat și pe uh, Dan și pe Carmen Tănase, îndrăgita noastră actriță, care probabil, desigur, vor mai veni la această emisiune, dar sunt și ei aglomerați cu programele lor. Asta nu înseamnă că nu doresc să vină la emisiunea noastră, pentru că toți au spus că s-au simțit extraordinar și că au fost plăcut impresionați după aceea de câte opinii și câte Feedback-uri au avut, foarte mulți le-au trimis pe conturile lor de Facebook mesaje de felicitare și așa mai departe. Vedeți care este, de fapt, problema noastră în România? Problema noastră în România este că nu ne mai recunoaștem valorile, că suntem tentați să le uităm, că dacă oamenii ies la pensie și se retrag cumva din atenția publică n-ar mai fi interesanți. Mare greșeală, cea mai mare greșeală imaginabilă. Oameni ca Florin Zanfirescu, maestru Florin Zanfirescu, sunt rari, sunt din ce în ce mai puțini și e păcat să nu avem, iată, punctele dumnealor de vedere, astfel încât să ne mai adăpăm și noi la acest izvor al cunoașterii oarecum diferit față de ce se întâmplă astăzi, că astăzi totul este pe superficial. Totul este cât se poate de superficial. Dacă discuți cu cineva, imediat încearcă să-ți livreze două fraze din Google. Lumea nu mai citește nici în online, nici în paper, cum ar veni. Nu, nu mai deschide cartea. Da, gata, maestre, ați reușit? Am reușit. Da. Le-am sugerat dacă doresc să ne pună întrebări, adică dumneavoastră să vă pună întrebări. Și rămăsesem la povestea asta cu Dâncu, să o închidem ca să nu rămână oamenii nedumeriți. Credeți că în extremis, iată, Dâncu, pe care chiar nu-l credeam în stare, a, a derulat un act de patriotism și acest act de patriotism i-a adus. Imposibilitatea de a mai continua și demisia Deși să reținem un fapt În România demisia nu este așa n are o încărcătură morală sau de demnitate Așa cum se întâmplă în Occident În România dacă ți-ai dat demisia ești vreun prost sau ceva Oamenii de aia nici nu își prea dau demisia pentru că, Nu pentru că ar fi proști Ci pentru că nu au dramul acela de decență Cum priviți dumneavoastră lucrurile? eu nu pot să-mi dau cu părerea. Deocamdată e un fapt și sunt niște urmări. Numai urmările ne vor arăta semnificația acestui gest. Eu cum îl știu și eu îl stimez pe domnul ne-am și cunoscut odată într-o situație diferită așa. Ne-am cunoscut, nu prea am stat de vorbă, puțin așa dar îl știu un om de carte, un om cu înaltă pregătire și mai am o încredere specială pentru că e ardelean. Ardelenii nu sunt așa. Eu sunt oltean și putem să mai fluturăm, flu vor, să fim mai flușturatici. Da. Ardelenii, Ardelenii nu sunt. Sunt cum, cum trebuie. Și de asta eu îl stimez. Acum, stați puțin, de bine nu și-a dat demisia. Nu și-a dat, demis, uh, și dat demisia pentru că, în primul rând, președintele n-a fost de acord cu declarația lui. că El a spus, dar de fapt era o soluție a, ca să fie pace. El dădea o soluție imediată. Adică, dacă s-ar întâlni oamenii ăștia și dacă Zelenski ar ceda... Acum, pun și eu o întrebare. Pun și eu o întrebare. Dacă ar veni așa Dumnezeu, dacă ar veni și ne-ar pune, ne-ar aduna pe unii, pe toți, sau prin reprezentanți, ar pune el o întrebare. Dragii mei, merită Ucraina să se distrugă planeta? Ucraina e o țară. E în impas. Hristos a spus foarte bine, cel care n-are nicio greșeală să arunce primul cu piatra. Ucraina e așa o sanctitate, este așa o țară care... Uh, Ucraina e Tibetul, Ucraina e Ierusalimul, că poate zice domnule, pentru credință ducă-se totul. Dar Ucraina e o țară care a avut și a problemele ei, a avut și ea greșelile ei. Poate plătește ceva. Poate îi sunt... Nu știu. O fi vreo chestie karmică? Să poate. Domnule, nu știu. Dar nu Dacă Occidentul întrebat... spunea că e cea mai coruptă înainte de război? Fi... Cu câțiva ani înainte? O, ce mă apuc eu să știu? Dar, dar întrebarea este asta. Merită să... Dar la urma urmei, în ce constă salvarea Ucrainei dacă se distruge Tera? Dacă va începe al treilea război mondial, suntem pierduți cu toții. Numai cine nu înțelege, nu are minți în cap, poate să-l gândească altfel. Las că pică bomba dincolo și mai... Domnilor! Important este să ne... De, dezastru. În clipa când a început prima explozie de mică uh, putere, amvergură nu, nu Amergură nucleară, s-a terminat. Pentru că au mulți bombe atomică și mulți sunt nebuni și responsabili și sunt foarte mulți neiubiți pe lume. Că numai ăștia care n-au nimic de apărat care n-au nimic de iubit? Zic, ce? După mine pot tot. Dar câtă inconștiență avem în jurul nostru dacă ne uităm peste tot? Ne jucăm cu focul? Ți-a dat Dumnezeu șansa, norocul, nenorocul să fii președintele unei țări și tu duci lumea la distrugere? Dar, maestre, chiar vă pun o întrebare... Exact acum mi-a venit ideea. Păi, dumneavoastră sunteți un actor respectat, ultra respectat. El, Zelenski, este un actor. Întrebarea este cât e el și cât joacă, maestru. Sunt lucruri, e la greu? care, sunt lucruri la care nu vreau să răspund. Sunt câteva lucruri la care, cu toată libertatea mea de gândire și de exprimare, nu vreau să răspund. Am înțeles, joacă mai mult decât e. El, el joacă la ordin. Atât. Da. Uh, Dar eu continu... pentru aia care dau ordine vorbesc. Sunteți în cosmos, plutiți undeva și sunteți feriți de tot? de orice, poate că există o navetă care plutește undeva și nu e atinsă de nimic. Dar pe ce, va, pe ce veți reateriza? Pe ce? Pe flăcările iadului? Cât o să ne puteți? dă răspunsul Nicoleta Elena, zice, păpușării și-au făcut buncăre să supraviețuiesc 100 de ani. În nu el, există buncăre care să reziste la bombele atomice. Ce-i drept? Când se dă chiar cu nu știu câte există, kilotone. Chiar dacă există buncăr reușit, care să. când pământul e perjolit, tu nu poți să stai o veșnicie cu copii, cu urmași, să stai acolo în buncăr. Pentru că trebuie să. și n-ai unde ieși, ca fără iadul. Radio, radioactivitatea durează mii de ani. Ce stăm să negociem acum dacă. e moarte curată, e terminat. Și ăștia care și-au făcut buncări sunt nebuni. Aici nici măcar nu mă mai animă patriotismul acum. Adică să-mi apăr ce? Nu mă mai animă decât umanismul. Suntem oameni și la urmă urmei suntem raționali. Noi prin hotărârile astea luăm hotărârile astea, sunt și contra animalelor pe care nu le întreabă nimeni. Ei nici nu știu ce așteaptă. Că noi suntem cu pământului. Da, noi lichidăm toată natura. Tot! Toate formele de viață existente. Și ce iubim animalele, Doamne! cum avem grijă de un pisic rănit, cum avem grijă, toți avem un cățel, o veveriță pusă, nu știu, toți avem. Și alții au șerpi și au iubesc animalele, foarte bine. Chiar aia care stau cu degetul asupra butonului, au animale. Dar nu, aici interesele astea, or, nu, nu interese, că aici nu e vorba de orgolile or, sunt mult prea mari sunt mult prea mari. Știți că eu mi-am propus, tu trebuie să faci ceva după ce ai ieșit la pensie. Și mi-am propus să încerc, dar e foarte greu, să-mi distrug orgoliu. Să nu mai ripostez la o jignire. Băi, cum îți permiți să vorbești tu cu mine așa? Nu. Asta să spun. Uite, vă dau un exemplu că Ați avut Tot atunci schimbul ăla de cuvinte, a fost magistral. Pe păi bine, ala, nu, e, individul este, este sub orice limită, este ceva, o reptilă, domne. Nu, hai să nu dăm nume. Vorbim numai pentru cine ce aduce aminte. Păi da, dar și el era totuși un actor, nu? era, era, era un mim. Ai, domnule, asta nu e actorie, domne, să stai așa nemișcat. Și, și, Să-ți vină copiii și să te măzgălească pe față. Și tu să... Era un sacerdot. El era un sacerdot. Da. da. E da. posibil ca asemenea persoane să conducă, iată, comisii de cultură, nu? Păi conduc. Oh. Și cum o conduc? Adică ce fac? Țiu de ghidon? Țin de volan? Ce conduc? Ce conduci tu, mă? se dă importanță pentru că îi dăm noi importanță. Nu trebuie să nici nu împește. Nici nu, nici nu pasă de el. Hai de lume. Vai de capul nostru. Credeți că România no. a luat-o după Revoluție pe o pantă greșită da. sau s-a rătăcit la un moment dat? Nu. A fost dirijată pentru că noi suntem oameni buni și am crezut că tot Occident, Occidentul ne iubește acum. Ne da, adoră. ne vrea binele. E totul ne vrea bine. Bin. Cine no. s-a aștepta când oamenii, zicea și... Ăla la televiziune. Să vin aici să apere televiziunea, numai oamenii de bine. Adică, la care zice, băi, eu nu mă duc, că eu nu sunt de bine. Eu sunt, eu sunt rău, mușc. Nu, da, domne, Nu, domnule. Nu. Ce să mai vorbim? Omul este cel mai periculos animal. Omul. Dacă ajungem la filozofii de astea. E, tot am în cap versul lui Eminescu din scrisoarea treia. Ce e scris și pentru noi, bucuroși ne duce toate, de pace, de război. De război. Ce? Au mai fost războaie, fără bombe atomice. Dom'le, dacă... Acum, odată domnul Noica, Dumnezeu să nu tinească, i-am zis și eu, zic, eram, mergeam la păltinii și eram în relație bună. Și zic, domnul profesor, ci că s-a apropiat sfârșitul lumii, domnule, murim acum. Era și atunci problema și el zice, dar ce de Colea să fii ultima generație de pe pământ? Zic cum? Păi Dumnezeu zice, mii, poate milioane de generații au fost înaintea dumneavoastră, au muncit, au lucrat, au evoluat ca să apari Dumneata, care să fie ultima generație pe pământ. Asta nu-i de Colea. Și între timp au mai trecut 3-4 decenii și da, am ajuns da. mai rău decât. Deci, hai să nu ne mai temem așa. Să nu ne mai temem de război. Ce război? Da, ucrainienii îl simt, îl știu. Și sunt oameni acolo care își văd de treabă. Și-au văzut de treabă. nu mai poate nimeni să-și vadă de treabă. Eu mă, mă, mă gândesc cu groază. Cum trăiesc fără curent electric, cu copii mici în brațe, cu răni, cu praf, cu mizerie, fără apă, fără căldură? Acum încă Dumnezeu e bun, dar. Cum trăiesc? Și cum poate cineva, știind că e posibil să oprească totul, cum poate să continue? Pentru ce? Pentru niște principii. Păi și Ceaușescu a fost mâna de principii. Că dacă ar fi avut omenie în el, el asta n-a avut. Avea doar principii. Și Knutu, Knutu, pe spinarea hergheliilor românești. El ne-a trimis șase milioane de români în afară, prin chinul la care ne-a supus nimeni nu se bucura de realizările comunismului. Păi creșteau fabrici, creșteau uzine, creșteau... Da, el spunea că s-au crescut toate, dar nimeni nu se bucura. Ca după de aia lui. să le și apere că sale noastre. Ce ducă se dracului, domne. E ca un bețiv care și-a terorizat familia, nevasta, copii. Nevasta a devenit prostituată, copii pleacă în lumea largă, alții se spânzură. Asta a făcut Ceaușescu. Să nu-l mai căineze cineva. Când, pe vremea lui... Ce pe vremea lui? Ați uitat, domnilor, ce era? În primul rând, frigul din case. Eram pe scenă. Trebuia să beau... În spectacolul ăla era ceai, dar se numea whisky. Și trebuia să beau puțin whisky. Și îl înturna, cine-mi dădea, și zic, îl beau imediat, mai stai puțin. Și mai vorbeam jumătate de oră. Și după aia, hai să beau whisky. Și nu puteam să mai beau. Devenise cup de gheață. Adică paharul era cu ceaiul ăla, era butuc. Ce, cum să beau? Și mă făcea așa, nu mai las, că mi-a trecut. Am uitat. Și lumea venea în, în paltoane și în haine păi, groase la teatru. Nu, spectatorii nu puteau să aplaude, că aveau mânuși și mâini și aplaudau parcă era un vată. Așa. Mereuță, Mihai Mereuță, în zile de, zile de vară, o piesă rusească, venea, era plajă, era cal și la, la, Bulandra Grădina Icoanei. Și se dezbrăca, domnule, reunea în slip, că era la plajă și -a. și-a luat maiou, și-a cămașa, pantalonii, și-a dat jos. Uf, ce cald mi! Uf, nu se mai poate! Și când era el în slip și nebune cu pielea vânătă pe el, un spectator a venit la rampă și a zis, Domn Mereuță, îmbrăcați-vă că noi vă credem! <laughs> <laughs> și, a mulțumit bietul actor. Mi-a fost și profesor, Dumnezeu să-l Și s-a îmbrăcat și juca căldura. Domnule, ce am trăit noi în vremea lui Ceaușescu? Dar groaza că ai spus ceva și cineva te-a turnat, era de față și ai spus un banc sau cine știe ce. Eu am trăit evenimentele din 68. Eu am fost parte din grupul care a declanșat Revoluția din 68. Revoluție. Când au fost 2 300 de arestări, fel de fel de oameni. Noi eram șapte, șapte studenți la Iată ce și am pornit colinde, am pornit să colindăm la blocuri, la regie. Erau fete care ne aruncau cu zonaj pe geam, bănuți aruncau și au zis, mergem și la fetele de la, de la teatru care erau la drept. Și am cântat acolo, nu era niciun acasă. Și atunci, hai la casa studenților, că noi eram obișnuiți la clubul studenților. Și am mers acolo cu lumânări în mâini și am cântat colinde. Și când am ieșit, erau 100 de oameni după noi și când am ajuns la piața cu erau 10.000. Și noi ne-am N-am știut, știut, incidentul ăsta. Vai, și... păi, interesați-vă în 1968, Revoluția. Revoluție. Mișcările studențești din 68, că n-a fost nicio revoluție. Când, da. am plecat, când am plecat noi din piața cu am zis, domnule, ce am făcut? Ne-am nenorocit. Hai acasă, la, hot la cămin. Și am plecat la grupul 10.000 de oameni. S-au dus pe Magheru, nu pe Magheru, pe 6 martie în sus, treceau prin magazin, în fața magazinului de pâine, vrem pâine. Prin fața magazinului de confecții, vrem haine. Vrem... Au ajuns la ambasada Rusiei. 100.000 de oameni au devenit și Parcă erau chitiți. Știau, nu știu ce a fost acolo. Noi, șapte nenorociți, care a doua, a treia zi, Ni s-a spus, dați afară din toate facultățile, nu-ți mai fi vorbă. Și încet, încet s-au pus vorbe și ni s-a transmis că Ceaușescu a fost înțelept și a zis, nu vreau să-i transform în eroi. Hai, mușamalizăm. Adică muș. I-a arestat pe ea la ambasada Rusiei, că i-au spart geamuri. A fost scandalul. revoluției, din 60... Mișcările studențești din 68. Eu, cu Mircea Diaconu, cu Muscă, care a murit săracul, cu Petrică Lupu, cu Liviu Rozorea, cu Cristian Berger, cu Dan Micu, șapte suntem. După care au fost și Colceac, a fost și Iencec, la casa spune, În sfârșit, ăștia am generat revoluția și noi nu știam ce am făcut că de fapt stăteam în cămin și era seara de colinzi, colinde și părinții noștri aveau Crăciunul acasă, nu este și noi. Stăteam că nu vreau să ne dea vacanță decât după Crăciun, adică de Revelion. Mai erau câteva zile, dar nu ne țineau în cămin. Și am început să cântăm colinde. Și așa s-a întins. Uite, v-am spus, cred o noutate. Într-adevăr, nu avem decât uh, o sintagmă, mișcările studențești din uh, da. pe mai, el, pe mai el, mult de atât nu știm. Ei, adică... au făcut, ei au făcut ca să se mușamalizeze. Ușor, ușor s-a mutat atenția. Nu -a... Europa a tot vorbit. Studenții din București au ieșit, au demonstrat. Au fost arestări. fost... Sunt oameni care și-au distrus viața. Le-a fost distrusă viața. Are arestări și după aia dați afară din facultăți. Și... dar ăia de la ambasada rusă care s-au dus până acolo și au fost și au țipat și au spart. Noi săracii de noi, noi nu vreau să, nu vreau să că m-am dus anticomunist, că nu aveam curaj. Cum n-am da. fost nici în PRM, n-am fost nici anticomunist. Mă întreabă cineva dacă ați votat cu Claus Iohannis, serios? Nu știam. Prima dată, prima, primul vot, dar prima alegere, prima. Păi da ce aveam de ales? Când Gândul cu meu, Ponta atunci? Păi da, păi nu uh -huh. puteam. Gândul pe știam de Ponta bine. Ce nu știam, nu știam de Iohannis. Eu am tot sperat zic bă e neamț, e crescut în România, nu se poate să nu iubească. Nu știam când însura cu o româncă, că, lucru care văd n-a avut nicio importanță. <laughs> și mă gândeam, zic, Angela Merkel o să discute altfel cu el în limba lor maternă, o să, dacă știe el germană. Eu cred că el știe să sească, care înseamnă bruxeleza. Să știți că așa e. Sașii din Sibiu nu vorbesc germană, vorbesc limba bruxeleză. Pentru că s-a descoperit că aduși cândva de Maria Tereza, nu știu cine, au dus din zona Bruxelles-ului, au dus nemți aici și au împământenit. Și eu au păstrat limba aia. Un neamț din Sibiu care se duce la Bruxelles vorbește perfect cu ei. Care se duce în Germania nu se înțelege. S-ar putea și domnul Iohannis să fi încercat să vorbească cu Merkel în bruxeleze și văd că nu s-au înțeles. Dar da, se vede nu, că nu s-au înțeles. Nu l-a iubit deloc, nu l-a admirat, nu l-a respectat. Nu, nu, dar el a fost prieten și este încă cu Schweinhofer, care e tot, cu tot, speram că venind Iohannis să facă domnul, să-l pună pe austriac la punct. Când i-am văzut la împreună, când i-am văzut gineri, naș fi, nu știu ce erau. Mamă, ce ne-am păcălit! Asta, că și acum sunt câțiva care stau la rând să fie aleși următorii, despre care am început să mă interesez mai altfel. Și am să spun în cazul. Da, v-ați interesat de ce urmează, de ce va să vină? m-am interesat. Flerul meu, am și eu fler, nu? Firesc, după atâția de experiență. Sunt mulți speciali. Și mulți speră și nu vedea. Îi citiți repede pe ăștia care joacă în loc să fie... nu îi citești. Ei, nu sunt maf, eu, şi... ma eu sunt ma dar domnule, eu îl citesc Păi <laughs> da, sunteți un făcător de actori, adică nu aveți cum să nu... făcător de <laughs> Făcător de actori, da, <laughs> cu plăcere, cu plăcere. da. Deci câți actori ați creat? N-aveți cum să nu vă dați seama când P joacă că, am ăștia. Stat, am stat profesor 45 de ani. Deci câte generații și destule. Și oameni care acum sunt cunoscuți, celebri, sunt, dacă vă zic, și Florin Călinescu mi-a fost student. Și Tudor Chirilă de acum, și Ilinca Goia, și Medea Marinescu, dar cât, Gianni, Gavril Pătru, care e actor la Național. Eu nu am fac o listă, o să-mi fac o dată o listă și la nevoie să o spun, să o citesc, că nu știu pe din afară care mi-au fost studenți și care sunt acum cunoscuți. Nu toți sunt săracii de, de același calibru, că asta e viața. Da, normal. Dar da, pe Chirilă da, v-au poți... frapat, uh, frapat aceste acțiuni, oarecum politice ale lui Chirilă? Nu m-au frapat. Nu, eu îl eu urmăresc, îl urmăream. Acum s-a potolit. Uh, nu m-a frapat. s da, uneori nu eram de acord cu el acum nu știu cu ce să fiu sau să nu fiu de acord că nu mai nu mai mișcă în front dar nu știu pe ultima dată parcă rupea o carte și să ștergea undeva cu paginile dar ce carte era? una de-a lui Iohannis, în fine astea sunt gesturi urâte domnule, nici măcar de fapt, trebuie să mă gândesc dacă era Chirilă sau era Mândruță, nu mai mi-aduc aminte exact că nu, au făcut multe gesturi ei. Se da, nici, nici măcar cu javră ordinară n-am fost de acord cu Băsescu. Adică am și spus atunci, nu știu, cum public, domne, nu e asta forma, domne, asta nu e luptă, asta e mărlănie. Și te satisface așa, la pe tine, la tine în I-am zis-o, i-am zis-o. Ei, și. Nu e vorba de. E vorba de tine, e vorba de țara asta. E vorba de istoria acestei țări. Cât ne-o fi obligat Iorga să credem că am avut o istorie doar de victorii și de mândrie? Că n-a fost chiar așa. Iorga a fost bine intenționat. Prin exemplele bune ridici un popor. Că altfel îl lași acolo la coada sapii, săracul de el, să fie păcălit. Noi suntem ușor de păcălit. Eu românul un popor, România, un, românii sunt un popor atât de bun. Cum pot să zic, domnule, românul e un popor? Nu. Românii sunt un popor, sunt un popor nu? Gramatical vorbind, nu mai știu. Da. Că nu se vorbește atât de prost românește că mi-e teamă și mie. Da, uneori ne mai molipsim Că mă, un popor mă, atât mă de bun să strică după la rău, nu? Suntem un popor atât de, de minunat noi. Nu prea, nu prea, nu prea, gândim. Am, am văzut-o pe Diana revoltată la un moment dat contra lașității populare, contra leni, lenei, 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 Ileana vine de la Leana și leni. Da. De, Pare uneori, uneori pare ușor agresivă în momentul în care vrea să pună accent pe anumite chestiuni și lumea nu înțelege, lumea are impresia că așa e ea. Dar de fapt ea vrea să puncteze, să atragă atenția asupra unor lucruri care sunt destul de grave. Păi asta face și bine face. Da. E adevărat. Sunt greu de urnit românii sunt greu de convins. Sunt niște, și niște bancuri care... Aia cu mămăliga e greu explodează, că de aia e mămăliga, nu? Ăla, nu e banca, e o observație. Explodează greu și, și schigele de la mamaliga nu lasă urme. Că mămăliga, dacă explodează, aruncă și ea niște schige. Poate e periculos doar dacă e fierbinte. Mm -hmm. Da. Și atunci ce credeți că este de făcut? Ne puteți devoala niște personaje pe care le-ați sesizat că urmează să apară sau sunt deja pe scena politică și le-ați studiat? Să te volez, sunt în văzul lumii, domnule. Nu, că aveți dumneavoastră niște opinii despre ele. Aia? Nu, dar sunt oameni care speră. De altfel, unde m-am întâlnit cu niște oameni, toți se voiau președinți. Asta, da. Se gând, e o problemă românului. Dom'le, dacă ne-am adunat și am face o formă de revoltă și nu știu ce, și dacă m-a susține și dacă, păi, și tu vrei președinte, domnule. Nu știu ce bucurie este, în afară de mândria asta stupidă. Păi, dar nu vedeți că țările care unde lucrurile merg bine, cât se mai poate în vremea de, a de actuală. Da? C C Cine e președintele Elveției? Cine e președintele. Cine e președintele. președintele Franței? Păi, stai, știm pe Macron. Păi, el e președinte? Na, da, da, da. Păi am mai câștigat una. Am mai luat o dată. Da, da, da. da. El e președinte, da. Mă gândeam că fi prim-ministru. Păi așa e la ei, la francezi e președinte și prim-ministru. Păi ca da. și la americani. Așa. Dar în rest ceilalți sunt cam decorative, așa. Păi da. Păi da. Și numai numai țările care sunt la pământ au câte un președinte pe care îl și împușcă. Președintele ar trebui să fie un supervizor. Eu mă uit la domnul Iohannis, pe care l-am votat, recunosc, prima oară. Mă uit cum ar putea rezolva niște lucruri din interior. Atât de simplu, dar face numai greșit, domne. Cum adică la alegerile care l-au făcut și pe dumnealui președinte, câștigă PSD-ul, cu care eu nu am nici înclinit, nici în dar el a câștigat. Tu nu respecti alegerile? Păi nu. Și a făcut un calcul de fizician care m-a lăsat bușbe. Cât au avut PSD-ul acum ani și la cât a scăzut. Eu uite ce, ce mult a scăzut. Cât a avut PNL-ul acum ani și uite ce mult a crescut. Doamne! Doamne, ne-a tâmpit, adică cu asemenea logică nu poți conduce o țară. Te manifesti ca un fel de farsăr, un fel de de la care trișează. După ce ridică la putere un partid care n-a câștigat, ca să facă totuși majoritate, îi lipește tot ce e mai rău. Unul ăla cu 4,5% sau nu știu cât a avut usr -ul. Un partid care pe urmă s-a dovedit a fi chiar lui, lui Iohannis, dușman. Un partid care odată a ajuns în fruntea bucatelor a început să dicteze, domnul. Adică ei nu au nicio măsură, ei parcă sunt la fel trași la șapirograf. Când vorbește un om din partidul lor, știi că este userist. Numai când, când îl auzi, cum frazează, nu, cum argumentează, cum vede lucrurile pădos, domnule. Hai, e unul, e unul frunte care e nătâng, sau ce știu, rău intenționat, că ei sunt rău intenționați. Dar toți, domnule, înseamnă că au fost sau ales singuri pe baza unor criterii. Principii, criterii s-au ales da. singuri. Unii, adică hoțul trage la hoți, mincinosul la mincinoși. Eu am auzit odată, am citit undeva și am probat. Așa e. Uite, într-o adunare, ridică-te să iei cuvântul și fă cumva să vie vorba, de exemplu, de proști despre proști, dar nu despre unul, despre prostie. Și încep să-i acuz și să propui uh, vinovății și să propui uh, modalități de a-i distruge pe proști. Știți că se vor ridica să spună ce ai, domnule, cu ei? Exact proștii. Dar el va spune că îi apără, nu că despre el e vorba. Nu că se apără. Dacă vorbești despre hoții care trebuie tocați cu mașina de tăiat carne, care trebuie împușcați, beliți de piele, orice, hoții se vor ridica să spună, dar dumneata ce? Crezi că dumneata ești mai groză? Extraordinar. Poți să-i selecționezi, dar vorbind mai dur. Adică cerând lucruri revoltătoare cumva. Dar le cere așa ca să probezi și să vezi cum se ridică exact ăia care reprezintă tagma. Băi, găsisem la un moment dat o hoață, deci vă dau un exemplu concludent. Era o hoață care fusese într-un târg din ăsta tradițional al fostei mele soții. Și a furat de acolo niște bani de la o expozantă care vindea niște chestii de-astea artizanale foarte drăguțe și făcuse și ea vreo 1200 de lei. Și hoața asta a venit în târg acolo și era chiar la sala Dales târgu și era foarte adunată așa fiind mic locul. Și a venit și s-a plimbat pe acolo, s-a sucit, s-a sucit, dar ea n-a știut că erau camere video. Și a venit pe acolo și a furat o carte. Wow! Ceea ce mie mi s-a părut ceva ieșit din comun. A furat întâi o carte din. că acolo sunt niște pereți de bibliotecă. Probabil că vă mai amintiți cum, dacă n-ați mai fost de ba, ceva da, timp da, da. acolo. Am fost? Da. Cum să e, Și sunt pereții aia de, de anticariat să exact. vând niște cărți acolo. Și după aceea a trecut așa ușor, și a văzut-o pe această expozantă că a plecat. Și uh, probabil că a urmărit-o, că am văzut-o după aceea pe camere, că a stat ceva timp și a urmărit-o, a văzut când a vândut ceva, unde a pus banii, a așteptat să plece și după ce a plecat s-a dus direct la bani, i-a luat și a plecat. Uh. Acum ea n-avea de unde să știe că noi am sesizat ce și cum și am făcut o mică anchetă acolo. Și după o perioadă de timp, după luni de zile... Uhum. Eram de data asta în alt târg, la Unirii, în plină vară. Asta se întâmplase prin martie, în uh, primăvară. Și numai ce îmi spun uh, fetele, zice, aia este hoața! Hih! Care? Aia care a furat banii la Dales, nu știu ce. Și eu imediat mă pun în mișcare, intru în live, ca să rămân cu ceva, că doar nu puteam să o imobilizez eu. Că eu da, sunt da. un cetățean oarecare. Și zic, măi, dați telefon imediat la 112 să prindem hoața și o prind în live Ia spuneți, doamnă, cum a fost Haideți că vă avem pe cameră nu știu ce Cum vă numiți dacă nu aveți nicio problemă? Eu n-am furat de la nimeni, n-am nicio problemă e, Nu știu e. ce cutare Dar spuneți-ne numele și puteți să ne spuneți și adresa dacă nu aveți nimic de ascuns Se termină live-ul, poliția, bineînțeles, când ai nevoie de ea, nu apare Apare și poliția după ce fuge hoața, că doar nu era să o tot orașul. Oricum a trecut printre niște mașini pe la Unire, pe acolo, pe la fosta banca religiilor, pe la stația de metrou. Gata, gata, să o calci o mașină. În fine, am lăsat-o, s-a dus. O aveam uh, filmată, a rămas în live și a început lumea să distribuie acest live. S-au uitat la live-ul ăla 3 milioane de oameni. 3 milioane de oameni au văzut live-ul este aici pe contul nostru unde vorbim noi. Ce credeți că reacția am avut? Sigur, bine ați făcut cu tare, de deci ce ați lăsat-o? Trebuia unii mai uh, agitați, trebuia să o imobilizați. Băi, eu n-am voie să fac așa ceva. Totuși. Și au apărut, uh, a apărut această categorie la care dumneavoastră făceați referire. Ce mă? Tu cine te crezi să o legitimezi tu pe ea? Tu te crezi în poliția? Alții, da ce mă, a furat 1200 de lei, mare lucru, alții fură milioane, nu știu Corect. ce Și când te uitai la pozele lor, erau numai din ăștia cu fețe dubioase Adică niște brunegri periculoși, musculoși, niște bombardieri, de ăștia cu tare, nu știu, unii vorbeau chiar urât Și exact v-am exemplificat cu ceea ce spuneați mai devreme în momentul în care apare o situație de genul ăsta și vrei să faci ordine cumva, că ești în charge, că ești acolo pus într-o demnitate publică sau că nu, sau că ești jurnalist sau ce, ești un simplu cetățean care sare, de asta românul nu mai sare. Ați observat pe da. stradă, da. nu mai sare. Să bat doi în trafic, toată lumea stă și se uită. Unul bate o femeie, toată lumea stă și se uită. Rar mai intervin să-i despartă pentru că zic domne ce treabă avem noi să ne băgăm acolo. Nu ne interesează pe noi chestia asta și așa mai departe. Deci într-adevăr avem de a face cu uh, aceste personaje care nu se implică ba mai mult de atât. Te și atacă dacă cumva te implici. Deci suntem pățiți. Acum, dacă tot suntem aici la o ușuietă, să zic așa, eu aș mai spune o observația mea pentru cei care ne ascultă ca să rețin, sper să rețin asta. Dumne, una din marile greșeli pe care eu am făcut-o tot timpul a fost să judec lumea după mine. Adică eu n-aș face asta. Și atunci cum să cred că nenea din față face așa ceva? Eu n-aș face așa. Deci toată viața m-a învățat mama să judec lumea după mine. Ori nu e așa. Păi, cât se bordei atâtea obicei, cât oameni, atâtea gândiri și pe tine lasă-te în pace. Nu te mai băga să îl aperi pe unul sau să-l acuzi pe altul pentru că și tu, tu n-ai face asta. Ești mult mai protejat dacă stai deoparte, dacă nu judești lumea după tine. Ce a făcut ăla? Nu, domne, nu se poate, domne. Omul ăsta, păi uitați-vă la. Nu mai fă asta. Greșești. Asta vreau să spun așa. Am, am pasat. Da. Mă întreabă lumea să vă cer opinia despre Călin Georgescu. Vreți să ziceți ceva despre Călin o, Georgescu? Da. O, da, mă și gândeam. Când am spus acum o oră mai mult, am spus că cei care se manifestă ca patrioți, ca doritori să vină să, să apere România, nu știu ce, să se caute unii pe alții, nu să se dușmănească să, fie unifi, să se unifice. Diana Șoșoacă dovedește că este o persoană care, într-adevăr, iubește România, plină de patriotism și să sacrifică chiar pentru asta. Pe Călin Georgescu l-am cunoscut acum mai mult de patru ani. Auzisem pe, nu știu, pe, pe, telefon, pe internet despre el, am făcut cumva și am nimerit pe ceva care îl cunoștea. Și mi-a zis să -ți fac cunoștință când vine în România. A venit în România și mi s-a spus, l-am cunoscut, ne-am întâlnit. Am vorbit puțin, dar eu l-am întrebat fățiș. Tu vii din clubul de la Roma? Da. Păi și acum cum vin Păi, noi știm ce știm despre Clubul de la Roma, nu zice, știți greșit. Nu e masonerie, este o organizație care e benefică și nu știu ce. Și mai ești acolo? Nu, pentru că această organizație m-a, cum să zicem, m-a dezamăgit creind niște, având niște opțiuni pe care eu nu le-am acceptat și atunci mi-am dat demisia și am plecat fluturând. Păi, domnule, dai demisia, dar ai gândit, ai fost ca ei. Nu, nu, așa, bun. Am citit cărți, o, o carte, cred, sau două ale lui. Apă, hrană, energie, am citit, după care am stat mult, mai multe ori de vorbă cu el. A revenit în România și s-a mutat, a fost în provincie și a găsit o locuință undeva. Că a zis că nu vrea să stea în București. Și m-am hmm. revăzut cu el și am discutat și pentru mine Călin Georgescu este o persoană foarte potrivită pentru a conduce România. Minus cele spuse de ceilalți. Acum eu sunt în cumpă, nici nu pot să cred ce să spune. Domnule, el a fost, a făcut, da. Arătați-mi vreun rău care a fost făcut de Călin Georgescu. Nu. Arătați-mi o trădare o... față de Cioloș. Comparativ cu Cioloș, care a fost ce a fost, comisar european, a fost și prim-ministru. Cioloș m-a dezamăgit. Nu m-a dezamăgit. M-a convins cine e. A trebuit să spun asta. Să spun în două vorbe. Dar să termin cu despre că. Deci, eu nu pot să-mi spun o părere. Eu aștept de la Călin Georgescu lucruri mari. Dacă își face un partid, nu mă voi înscrie în partidul lui. Cum nu m-am spus, nu mă mai înscriu niciun alt partid. Eu nu sunt rădător de partid. Dar aici nu ne Dar putem a fost -a. cu simion în aur, maestre. n fost. S-au despărțit cu... într-o manieră destul de neplăcută, așa. Aia nu știu de ce s-au despărțit. Știam că Simion îl apreciază și a spus, vreau să-l susțin, să susținem noi aur pe Călin Georgescu. Am vorbit cu Călin și a zis, dacă mă susțin, eu n-am nimic potrivă. De ce să mă... Deci nu mi-a spus, m-am băgat în aur. După care am aflat, adică nu am spus semi, după care am aflat că este membru. După care am aflat de ce s-au despărțit. Pentru niște afirmații pe care Călin Georgescu le-a făcut în perioadele de prezentare în fața populației. Că el nu e cunoscut. Și a venit și a spus să fac fac asta, asta. După care știu acțiunile lui de prin Moldova, de prin Oltenia, să ducea și sprijinea niște oameni să-și facă un pod, un podeț ușură. i da, 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 am și spus, spus că, lind, dragule, nu așa, că România e mare și nu așa poți să-ți atragi a, 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 să -ți atragi simpatia sau e, e, să convingi îți ar trebui vreo 10 ani să faci asta. Și ți-ar trebui să fii magnat, să fii Trump. Adică, domnule, vine cu generozitate și împrăștie câteva miliarde. Ori el da. nu are asta. Oricât... Da, dar discuția atunci a fost că el, Călin Georgescu, a situat printre eroii neamului pe Corneliu Zelea Codreanu. Și atunci au sărit în cap mai multe publicații și televiziuni care au zis domnule, ăsta e un extremist, ăsta ține cu legionarii, ăsta consideră că iată un legionar precum fondatorul, până la urmă, mișcării legionare este în opinia lui erou și noi ne-am desfăcut de această parte de istorie și nu o mai recunoaștem și acest Călin Georgescu nu pare în regulă și bla bla. Și atunci Simion l-a uh, aruncat peste bord, dacă e, să o a... pe dreaptă. Da, da, da. Dacă ăsta ar fi motivul pentru care aur l-a rejectat, atunci pot să spun că înțeleg. Și eu când am auzit, l-am auzit pe Călin vorbind, că și eu am auzit asta, eu am stat și m-am întrebat. Dumnezeu, Stai puțin. Tu candidezi ca președinte. Vrei, vrei să fii președinte. Păi asta e tema pe care vrei să ne-o aduci în față? Ce legătură are legionarismul? cu Codreanu sau Maricea cu cine vrei. Dar stai că e vorba despre altceva. Ce vii cu asta? O... Dovedește o minte mai slabă decât credeam. Adică cum mm -hmm. să vii cu așa ceva? Eu cred că dacă cineva ar vrea să repună în discuție lucrurile astea, care nici mie nu-mi place că s-au pus capac și nu avem voie să vorbim. Pe cum da. adică? Eu m-am născut acum, mai încoace. Am aflat despre... Vreau și eu să știu. Îmi dai tu gata amestecat, mega de tine, tu Florian, cum îl cheamă? Eu nu vreau așa. Eu vreau să citesc, vreau să știu. L-am auzit și îl urmăresc des pe marele -ă, stă, istoric Gică Manole. Pentru mine Gică Manole este o somitate. Un om care s-a pus în slujba uh, istoriei României, așa cum e ea. Pentru că noi știm cu toți istoria a fost măcelărită de comuniști. Pe păi ce uh, comuniștii au făcut insurrecție armată în 23 august, domnule? comuniștii au făcut. Că era acolo Lucrețiu Pătrășcanu și atât. Dar comuniștii? E meritul lor că l-au arestat pe Antonescu? Hai să fim Păi ne a băgat în cap tâmpeni. Lasă-mă să știu și eu ce a făcut Mareșanu Antonescu. Să-l o carte cum scrie Gică Manole. Și acolo eu pot să cred ce mi spun. Că eu nu, nu, Dacă am curiozitatea ce a fost în țara mea, în istorie. ce-a fost cu Avram Miancu, ce-a fost cu Gori Acoloș, cine vreți. Lasă-mă să aflu. Că doar sunt un om care deschide o carte. Cum să vină unul, cum îl cheamă, domnule? Florian. Are nume ca mine. Domnul Florian. Să spună el că n-am voie să studiez. Pentru că asta mă face să mă gândesc că de are ce? ceva de ascuns. Că vor să mă facă să cred ceva mincinos. Prea te ascunzi așa, prea le dai după vișini. Stai, dumne, țara mea, domne, ăștia sunt români. Lasă-mă pe mine să-l urăsc. Capul Biciclis. Ăla care l-a vândut pe Decebal. Care a spus de turnața albia râului și acolo e comoara lui Decebal. Lasă-mă pe de mine, că știu să urăsc, dacă e cazul. De ce mă faci tu să urăsc pe cine vrei tu? Tu care nu ești nimic pentru mine, nu ești nimic, zero. Pe ce lume trăim, domnule? Noi suntem băgați cu capul în jug, acum? Încă n-a început războiul în România încă nu ne-au cucerit. Dacă ne-au cucerit și sunt cuceritori, bagă capul jos și taci și suportă. Dar stai puțin, cel puțin, mimăm libertatea. Și putem rămâne liberi cine ne-ar pune că ce în sufletul meu, eu sunt liber înăuntru. Eu pot gândi cum vreau eu. Și să fiu de partea cui vreau eu. Și eu nu sunt după de partea cuiva pentru că vreau eu ci pentru că judec, pentru că aflu, cercetez. Pot să mă înșel. Ajută-mă să nu mă înșel. Asta e bine. Ești prietenul meu, ajută-mă. Că... Dar de-aia mergem la școli, de-aia citim, de-aia studiem. Toată viața avem o curiozitate. Cine-i vinovat pentru asta? Că sunt curios. Dar sunt curios și ce se întâmplă în cosmos. Sunt curios să văd despre planete. Sunt curios de orice. Am voie să fiu curios pentru că sunt viu și cei care sunt morți merg pe picioare și visează. Ei sunt morți, treaba lor. Să mă în pace. să fiu viu. Uit. Deci susțineți un, un punct de vedere în esență să se întâlnească niște istorici de marcă Asta și să aibă loc un dialog, nu? Asta la istoria a... României. Exact. Eu am aici, am, aici, istoria României în date. Nu mă refer la părțile Evului Mediu care scrie, dar ce scrie despre Partidul Comunist despre minciuni. Nu mai minciuni, domnule. Sunt lucruri pe care le-am trăit. Sunt lucruri pe care le-am vorbit cu persoana în față. Eu l-am cunoscut pe Gheorghe Cristescu, Plăpămaru, care în 1921 a fost primul secretar general al Partidului Comunist Român. Și a fost până în 1923. Omul care a dat mâna cu Lenin, adică s-a întâlnit cu Lenin și căruia i-a spus, bă, tu acolo la rușii tăi faci comunismul tău, eu în România fac comunismul meu, al nostru, al românilor. Eu l-am cunoscut pe Gheorghe Cristescu, Cristescu Plăpomaru, tata lui Tita Cristescu, cea mai frumoasă femeie din epoca aceea. Cristescu că, uh, Plăpomaru e din Călimănești. Trec în fiecare dată când ajung în Călimănești pe lângă casa lui. E o relicvă acolo. Aici a trăit, nu s-a pus niciun placă, deși ar trebui, că e istoria asta și Plăpămaru a făcut mulți ani de pușcărie în perioada comunistă. Până când Ceaușescu l-a readus. Nu l-a readus, era bătrân și i-a dat o pensie. Șnurul roșu de la gât pe care el l-a purtat toată viața lui era un șnur de perdea. Nu o să vă vină să credeți. De la ampletii rotit. Ro rotită. Avea uh -huh. Ca o cravată. Pe după avea șnurul Nici în pușcărie n-a reușit nimeni să-i ia. Ăla era credința lui, țnuru roșu de la gât. Plăpămar se numea pentru că meseria lui făcea plăcum. Uh -huh. Avea un mic atelier și a făcut politic, a plecat din Călimănești, dar el avea casă în Călimănești. Și la bătrânețe a fost, s-a întors în Călimănești, i-au dat comuniștii o viluță și-a locuit până a murit. Cred că ar, a murit, nu știu, anul. eu eram în liceu și mergeam la strand, pe acolo, Ultu acolo. Și toți știam de mici copii pe cu popor. Eu am îndrăznit să vorbesc cu el. Și când a văzut că vine un puști și că vorbește cu el, mi s-a conf confesat. Ne împrieteneam. Ne-am dat întâlnire, ne dădeam întâlnire. Hai ne vedem duminică, sâmbătă, nu știu, pe malul oltului undeva. În lui. Și în -mi poveste. Mi-a avea o servietă la el și mi-a scos tăieturi din ziare, el și Lenin. Po! Îngălbenite, care nu sunt. La în 1900. Patru. Păi, 23 a murit. Doamna! Niciodată. Păi, atunci, da. Și ce v-a spus despre istoria României? Nu, păi nu, eram. El mi-a povestit despre el despre cum a fost el, cum a... Bă, lucruri care, cum să, extrem de personale. Nu pot eu să le. N -n, cum i-a zis, i-a bătut cu un în masă. Ascultă, bă! Eu nu fac comunismul tău, eu fac comunismul meu de România. Acum, poți să-l crezi, poți să nu-l crezi. Dar după aia l-au scos, l-au scos cu forța din funcția de președinte în 23 când au fost alegeri după 21, au fost din nou în congres sau nu știu ce a fost, l-au schimbat. El a fost doi ani, atât. Dar a fost și prin scandalul lui Tita Cristescu, care a fost omorâtă prin o trăvire și cea mai frumoasă femeie, iubita tatălui lui Liviu Ciulei. Deci, inginerul Ciulei, cred că tot Liviu se chema, se iubea cu Tita Cristescu. cel mai unul din cei mai bogați oameni din România și chiar ea cel mai... Miss România, mis România. Nu am văzut niciodată nicio poză. am fost curios, dar nu, n-am un Și așa. Deci, nu știu de unde am ajuns la, aici la, la Cristescu, dar l-am cunoscut. Și, a, și faptul că el mi-a povestit niște lucruri, nu pot acum să le sintetizez, dar am înțeles că comuniștii trăiesc numai din falsuri, din minciuni. Adică n-a pus să spui o chestie și după aia vine și nu, tovarășul. Ba, îți spun că nu, când eram copil, îmi nu e momentul, nu e momentul acum. Dar când e momentul? Nu e vreodată momentul? Acum zice politică corect, incorrect sau nu știu. Nu e corect politic. Mm -hmm. Incorrect. Incorrect. E politică. adică ar fi corect, dar nu e corect. Domne, domne, nu vedeți că lumea asta este totul a început degradarea. Eu am simțit că mă întrebați de simț. Eu am simțit că începe degradarea în lumea modernă odată când a început, din data când a început să se vorbească despre pata de pe rochița lui Monica Lewinsky. Deci când de, am vă... din, din, America, de acolo a început că De acolo, când din am luni. văzut cum poate fi terfelit un președinte. Luni de zile numai asta s-a Dar putut. eu nu stimam deloc, deci? nu aveam nicio treabă, interesa, Dar când Dacă am văzut cum poate fi terfelit de niște gândaci de niște uh, uh, sindicaliști cu pixul și cu foaia de hârtie pe care îi notează și care te, te scot la tablă. Păi, era președintele și America n-a avut puterea să-l apere. A trebuit el să-și plece capul și să spună... A, cum a zis? Ceva cu am avut un gest nepotrivit cu vântul ăsta, m-a nebunit. Adică n-a potrivit-o el bine. Păi ce să spun mai mult? N-a potrivit trabucul cum trebuie. Decât că i-a lăsat o pată pe roche feti. Da. Și dracu domnul acolo să pune pată. De unde și expresia ei s-a pus pată. Mai, hai să ne mai și amuzăm un pic, că nu trăim în niște lucruri. Dar dacă nu cred că dacă o murim râzând, e... știți că în fiecare secundă se poate întâmpla, doar atât vom putea apuca să fie o flamă. Atât. Dar s ar, putea, asta ar fi noroc. Că la Hiroshima, cei care au fost în centru acțiunii au devenit umbre de fum pe pereți. Deci, pe mine m-a marcat această expresie. Umbre de fum pe pereți. El mergea pe stradă și deodată corpul lui nu mai existat nimic și a rămas pe perete umbra lui, adică corpul lui. Nenorocirie pentru cei. Și asta va... ne-ar putea aștepta, vă gândiți la chestia păi, asta? Da, păi da. Dar nenorocirea ar fi pentru cei de la oarece distanță de explozie, cărora începe să le cadă carnea la câteva ore cărora încep să li se scurgă ochii, dar ei trăiesc. Înfiorător. Păi asta e. Filmele sunt, alea horror, sunt niște glume pe lângă păi Alea sunt glume pentru că se citește falsul. Vezi ghearele alea de plastic, vezi ochii ăia orbați, flăcări, sânge, albastru, verde. Da, da, acum nu mai e vorba de așa ceva. E vorba de cel care simte că a fost atins după o săptămână. Și eu, eu am nimic. Sau copiii lui care ies malformați după luni de zile. Exact. Exact. Sau femeia care începe să nască oameni cu patru mâini, cu două capete. Plantele care cresc ciudat. Animalele și așa mai departe. Și atunci, Va fi mult prea târziu atunci când eu nu sunt baptist, adventist sau ce nu sunt. Nu sunt. Sunt creștin, dar nu sunt habotnic. Dar încep și eu să văd că atunci va fi cam târziu să ne întoarcem. Doamne, am greșit. Oricum, greșeala n-a fost a noastră. Greșeala este a câtorva psihopați care conduc țări și popoare și care nu se mai pot înțelege ne putem întreba cum s-a ajuns aici. Chiar, ce, cum s-a ajuns la, aici? La, ce am făcut noi omenirea, rabat, de am deviat ușor din mersul înainte, am deviat ușor, ușor spre dezastru. Cum am ajuns noi aici? Nu știu. Nikita are un vers. Întreabă un, chiar așa el pronunță. Unde, unde, nu știu unde. Unde, unde. Nu știu unde. Parcă îl văd, parcă e ieri. în 1983, la anul se fac 40 de ani, de când Nikita nu mai e. 40 de ani. Era un nu. adevărat geniu, Nikita. Compunea ușor, mai este? Nu. Eu, nu, eu nu l-am văzut decât dictând. Eu am fost prieten cu el în prezența lui mereu ultimii trei ani din viață. Și Dora, soția lui, era pregătită tot timpul și zice Mama, mama, scoate. Ea înțelegea imediat, scoatea caietul și el începea să... Și atunci trebuia să faci liniște. Dacă erai la el acasă, nici nu mai vorbesc. Trebuia să nu... Deci, adică, se întâmpla să fiu la mine acasă. Și fetița mea era mică și vorbea și a zis, opriți copilul, o iubea nespus. Da, îi făcea versuri, dar nu când dicta. Știi? Adică opriți copilul. <coughs> și nu avem încotro, ascultăm normal că ascultăm și îl dicta. Am un exemplu de poezie care a scris-o, a dictat -o la mine acasă. Zice, eram vrăjit și nici nu mai mișcam. Și soarele spărsese. cerul cu sunet de lumină și cu vaier. Toți vulturii stăteau înțepeniți în aer. Dom'le, ascultam, nu vreau să vă țin prea mult, ascultam și mă gândeam, uite, nu i-a reușit. Asta nu e o poezie, leagă cuvinte așa. Nu, nu, uneori nu are inspirație. Și zice la sfârșit, mama, hai să o citim. <gântu -i> și poezia suna așa. Eram vrăjit și nici nu mai mișcam. Toți vulturii stăteau însăpeniți în aer, iar soarele spărsese cerul cu sunet de lumină și cu vaier. Pe jumătate doar din ea copilul îl născuse, ea două capete avea. Timpul încremenise bătut în vorba ta, Iis Iisuse, o, Eli, Eli, la masa bactanii Mi se îngroșase râul Ca o jugulară peste gât Pe câmpul ăsta nearat, urât Și cai se evaporau ușor Deasupra nu era vreun nor Mă înzeiam, mă înzeiam Iar țara mea era un geam Prin care nimeni nu privea Stam rege fix de piatră și de stea, ținând oprit cuvântul în gura mea, necântător. De dictat, dictasem mai mult de jumătate de oră. Fracturat așa, nu înțelegeam nimic. Și când am auzit poezia, am învățat-o pe loc. Hmm. Văd și eu, astăzi, împreună cu cele câteva mii de oameni care se uită la noi, chiar și după două ore de emisiune, o emisiune nu chiar foarte comodă cu care s-au obișnuit. Adică nu e o emisiune în care cineva să ceartă cu cineva, nu e o emisiune în care cineva să supără pe cineva, e pur și simplu o emisiune în care maestrul Florin Zanfirescu ne arată că are creierul mai proaspăt ca oricând și iată, ține minte o poezie e. care are o vechime de 40 de ani, nu? Da, da, mai mult chiar. Eu, eu vreau să vă arăt ceva. Suntem acum în birouul meu. Am eu aici, să văd, cărți, chestii. Uitați-vă ce mai am în biroul meu. Uitați așa să îndrept. drept. Mă vedeți? Nu, că suntem pe întuneric în momentul ăsta. Adică s-a întâmplat ceva cu telefonul, cred. Da, imediat, imediat. Că vreau neapărat să vă arăt. Da, și noi suntem curioși să vedem. Da, da. Am distrus sunet. Oh, L-am pierdut pe maestru Florin Zanfirescu, după cum ați văzut, dragi prieteni, a recitat o poezie pe care Nikita Stănescu a compus-o chiar la domnia sa acasă, acum 40 de ani. O poezie nu foarte ușor de reținut, dar cu multă încărcătură spirituală, dacă putem spune așa. Sper să revină maestru. Da, a revenit. Ia să vedem. Mă mai vedeți? Da, acum vă vedem din nou, dar n-am văzut ce vreau să, ce voia să ne arătați. Da, da, vă arăt, vă arăt. Că uite, eu am apăs ca să iau telefonul. Aha, fotografia lui Nikita. E aici pe peretele meu. Asta o țineți acolo la loc de cinste. L-am, mi-e dor de el și câteodată mai vorbesc, mai vorbesc cu el. Și uh, răspunde? Nu. Nu, l-ați visat Am, îmi, îmi răspunde mie în vis, da? Ce să mai da? L-ați visat? O, da. Și nu v-a spus nicio poezie în vis? Nu, <laughs> nu. Nu, ah. nu. Ce să zic? putem să ne oprim liniștiți, zic. Da. Mai avem doar 4 minute ca să terminăm la 11 fix. A, mai avem? Foarte bine. Da. Păi, ziceam să terminăm la 11 fix. Oamenii întreabă de Gică Manole, tocmai spuneați că e un istoric pe care îl respectați foarte mult. Gică Manole vine în București pe data de întâi, stă vreo 10 zile. Abia aștept mm -hmm. să ne întâlnim. Va avea Neapărat. O... Vreau o... și eu să fac o emisiune cu dumnealui. Știați că vine? Nu știam, sincer. Aveți, nu aveți legătura cu el, telefonul, chestii? Nu, nu, n-am. Vi-l trimit eu. Doar am văzut așa câteva puncte de vedere ale domniei sale. Vi-l dar... trimit telefonul. Eu astăzi am vorbit cu dânsul și mi-a spus că vine pe întâi, stă până pe 10, are niște conferințe, are niște lucruri de comunicat și nu cred că are ceva împotrivă să vă vadă și să vă vedeți cu el. Nu cred. Da, m-ar interesa câteva opinii ale domniei sale cu privire la momente importante din istorie, așa. Păi da. Păi este. Că a, mutasem pe altceva. Asta e problema. Un conclav de istorici adevărați. Da. Încă, încă mai avem. Ar putea să fie adunați, subvenționați. Ar putea fi subvenționați chiar de o persoană particulară care are bani. Și să facă o trecere în revistă a marilor momente, că nu o să vorbim despre Ștefan cel Mare acum, au făcut-o făcut mulți, dar marile momente de istorie contemporană ar trebui puse la locul lor și în pagină de acești istorici pe care îi va crede toată lumea. Nu trebuie rescrisă istoria, trebuie reparată istoria. Cu bune și cu rele. Sigur. Nu trebuie neapărat să ne lăudăm sau sau au comuniștii destul. Ei, ei din greșeală în greșeală spre victoria finală, pentru că uh, am, am, tovarăși am mai făcut și s-au mai, mai făcut și greșeli, tovarăși, dar partidul nu greșește nu știu cine era partidul de nu greșea, că greșel cu ghiotura. Deci ar trebui să fie adunați, nu o sută de inși, patru, cinci istorici care să ajungă la o concluzie comună, cu argumente, cum știu ei, că ei au documente și să se facă acum nu știu dacă vrea cineva asta, că problema e să vrea cineva. Dacă istoria nu mai contează pentru liceeni, adică pentru școală, contează, nu știu ce prezentatori sau prezentatoare de televiziune, contează nu știu ce și alte bazaconii care distrug inima copiilor, inima inima uh, poporului. Asta da astea, nu vedeți că am luat o razna? Nu vedeți că cei drept azi, mâine e minciună? Pe păi dacă bunicul meu ar învia, el care m-a educat într-un fel, într -un fel, în tot felul, și ar auzi ce să propovăduiește acum în societate, cred că ar începe să urle. Cred că îi s-ar ridica părul, că nu prea avea păr, că eu mă, s-ar ridica voi în cap. Nu știu, oamenii care sunt bătrâni acum, dar trăiesc, au fost luați cu binișorul și încet, 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 încet au început să înghită toate bazaconile. Dar ăștia dacă s-ar trezi din somn, din morți, <laughs> cred că s-ar duce repede la loc. Adică că e un vis urât. Ce trăim noi acum? Păi să cred așa ceva că eu când eram în liceu om ferește că nu pot să repet. Și nevastă mea mă ceartă că tot mă leg de asta. Dom'le, dar este strigător la cer. Eu nu pot să fiu un, un om civil, așa. Am în mine o doză de cetățenism. Sunt și cetățean, cum zice ce O zice foarte bine la un moment dat. Ce să zic? Nu mai zic nimic. Gata. E ora 23. Omul negru n-a venit. Vă Acum, mulțumesc, domnul Luis. Cu mare drag. Nu vă mai văzusem de ceva timp și așa. am zis neapărat trebuie să văd ce mai zice Maestru Florin de Zanfidescu, mai zice, maestru. să mai dea o pildă poporului român, care în parte se uită la noi, și să avem așa un punct de vedere mai rafinat, cumva format în alte vremuri și care este ușor mirat de ce se întâmplă în vremurile noastre, cum bine a punctat. Cam asta bine. dorisem. Vă mulțumesc pentru atenție! Toate cele bune și cu siguranță și altă dată sunteți mai mult decât binevenit și ținem legătura să ne întâlnim cu marele nostru istoric Gicămanule. Da. Bine. Vă vă Seară plăcută, toate cele bune. La revedere.